Colaborarea dintre Avioane Craiova și Liceul Traian Voia este una de tradiție. Instituția de învățământ a fost înființată în anul 1966, iar din 1977 a fost afiliată întreprinderii de Avioane Craiova și desemnată să pregătească forța de muncă pentru industria aeronautică. Acum, această colaborare va fi reluată odată cu revitalizarea întreprinderii de la Craiova. Începând din această toamnă, oferta școlară și-a mărit, practic, domeniile de pregătire profesională și va apărea domeniul aeronautic. Câte locuri puneți la dispoziție pentru această specializare? Pentru nivel 4, adică liceu, avem puse la dispoziție 26 de locuri, iar pentru nivel 3, adică profesional dual, vom avea 50 de locuri. Liceul a organizat în această perioadă diferite evenimente pentru elevii de gimnaziu, prin care a încercat să promoveze noile profile disponibile la admiterea din toamnă. La Traian Voia o să fie un profil de aeronautică. Te-ar tenta? Probabil că aș dori să merg. De ce crezi că ți s-ar potrivi? Nu știu, dar eu zic că m-aș descurca. E foarte interesant profilul acesta. Chiar m-aș gândi să-mi vin aici, pe profilul acesta. Crezi că ți s-ar potrivi? Da. Avioane Craiova derulează în acest moment două contracte prin care modernizează 20 de avioane IR-99 Șoim și Standard. În viitor, fabrica de la Craiova vrea să se implice și în producția de drone sau în activități de întreținere pentru avioane comerciale. Cea mai mare problemă o reprezintă în acest moment media de vârstă a angajaților, care este de aproximativ 58 de ani. Directorul fabricii speră să atragă cât mai mulți tineri odată cu reluarea colaborării cu Liceul Traian Voia. Convenit împreună, toată practica se va desfășura în societatea noastră, asta, pentru că acum avem ce să arătăm copiilor, îi putem pune, îi vom împărți pe ateliere, vor lucra efectiv cot la cot cu oamenii noștri care, așa cum am zis, sunt destul de în vârstă și la cărora trebuie să le ia locul. Noi avem, începând de mâine, avem nevoie de ei. Deci sigur vor avea un loc de muncă. Singura mea temere, ca să zic așa, tineretul din ziua de astăzi, și îmi pare rău că trebuie să o spun asta, nu prea este atras de producția în sine și am vrea să-i păstrăm. În acest moment, la Avioane Craiova lucrează 267 de angajați. Alți 54 au contractele suspendate și sunt plecați peste hotare la companii aeronautice din Europa și nu numai, iar conducerea întreprinderii de la Craiova speră să-i poată aduce înapoi la un moment dat.